S-au finalizat analizarea cererilor depuse pentru o locuință ANL, iar vineri a fost afișată și lista persoanelor care au posibilitatea închirierii acestor locuințe. Au fost depuse 25 de dosare, din care 3 au fost respinse. Timp de 7 zile se vor putea depune contestații la registratura primăriei Făgăraș. În total sunt disponibile 9 locuințe în blocurile ANL, garsoniere și apartamente. Lista finală va fi publicată după finalizarea perioadei de contestații și după ce va fi supusă votului în plenul Consiliului Local. Punctajul obținut de făgărășenii care au depus cerere pentru o locuință ANL este disponibil și pe site-ul televiziunii Făgăraș www.tvfăgăraș.ro.